Noi, oamenii, acceptăm cu greu o schimbare. Însă drumul taberelor tocmai despre asta ne vorbește, despre ideea de comunitate și despre ideea că împreună putem face mai mult. Îți mărturisesc că atunci când am citit despre proiectul Drumul Taberelor, nu am știut exact ce să-mi imaginez. Văzusem designul, era foarte colorat, era foarte friendly, așa, îți transmitea un vibe pozitiv. Recunosc, când am venit, eram puțin bulversată, am greșit intrarea, am coborât pe scări cu oarește temere în suflet și în momentul în care am pășit, mi-am dat seama că imaginile pe care le văzusem erau exact realitatea pe care am întâlnit-o. Masa de duminică. Cred că asta este amintirea pe care o avem cu toții în suflet atunci când vorbim despre familie și despre timpul petrecut în familie. Ideea asta s-a cam pierdut în timp, din păcate. Noi vrem să readucem în atenția oamenilor importanța timpului de calitate petrecut cu familia. Că gătim împreună, că ieșim la cumpărături împreună, luăm masa împreună. Schimbările mici încep în familie, iar asta cred că este principala modalitate prin care poți spune că tu, de azi, ai început să faci o schimbare.